Să nu spuneți că n-am făcut niciodată nimic pentru voi. Acum întorceți-vă la lucru! Stăpâne, i-ai cruțat? Cel puțin până când nu am terminat marele inel și nu am cucerit inima infinitului. Știi vechea zicală? Astăzi Candracar, mâine universul. De la Yeld. Acum, gardiană, explică tu însăți. Toate ați admis că i-ați permis lui Phobos să recucerească Meridian, de ce? Ce ai pățit? Marele creier explodează? Durere de cap, care pulsează. Bine, este timpul să știi adevărul. A început cu săptămâni în urmă, când mi-am dat seama că numai un moștenitor al tronului din Meridian i-ar putea lua Nerisei sigiliul. Și singurul moștenitor disponibil era prințul Phobos. Aceasta este înțelegerea. Vă dăm drumul cu iertare totală, cu două condiții. 1. Ne ajuți să luăm sigiliul de la Nerissa. Și 2. Juri să dai înapoi lui Elion și Cadmei puterea sigiliului, nu să o folosești pentru tine. Nu există prea mare dragoste între vrăjitoare și mine și se pare că am un pic de timp liber în ultima vreme. Nu, lordul meu! Puterea aceea ți aparține de drept. Nu ar trebui să te tocmești pentru ea sau să te legi în cuvinte față de acești trădători. Este sub demnitatea ta. Îngrijorarea ta mă mișcă, dar această celulă este de asemenea sub demnitatea mea și deasupra mea și în jurul meu. Atunci jură pe puterea din Candracar și te voi scoate afară de aici. Jur pe puterea din Candrahar să nu folosesc sigiliul Nerissei pentru mine, mulțumită? Și l-ai crezut? Nu! Știam în mod exact cu cine aveam de-a face. Tipul care o putea învinge pe Nerissa și tipul care, fără niciun dubiu, și-al cărca promisiunea. Și astfel răsare o nouă era, era lui Phobos! Deci nu a fost un șoc propriu-zis când a făcut din Meridian prima lui țintă. Puterea lui proprie, plus abilitățile de bază ale vechilor gardiene, toate alimentate de inimile din Meridian și Zambala, l-au făcut pe Phobos de neoprit. Deci, în mod secret, noi i-am cedat lui victoria. Vezi? Noi am vrut ca victoria lui să fie cât mai rapidă și fără durere. Deci noi am regizat o luptă pierdută. Ca ei să nu intre la bănuieli. Atât. Care în mod exact? Promisiunea, Tinar. Totul este în legătură cu promisiunea. Cred că înțeleg. Este esențial pentru strategia gardienelor ca Phobos să atace Candracar. L-ai făcut pe Phobos să jure pe puterea Candracarului. Dacă va ataca această lume, doar dacă ar pune piciorul aici cu intenții rele, el va pierde în mod mistic toate fructele jurământului său călcat. El va pierde toată puterea sa, iar Elion, Cadma și ceilalți, inimile lor returnate. Toate legile permisiunii magice au fost respectate. Cred că vei reuși. Dar de ce nu ne-a spus și nouă? N-am fi putut risca să afle Phobos adevărul. Cu cât știu mai puțin, e mai bine. Ne pare rău că Meridiana trebuie să sufere din nou. Dar Phobos nu ar fi atacat niciodată Candracar fără ca mai întâi să-și asigure propriul său regat. Mamei, nu-i pasă de regate! Caleb îl va proteja pe Blanc. Dar cine îl protejează pe Caleb? Mama îl vrea pe Blanc în bolie!
Blanco vrea pe mama lui. Liniște în fața stăpânului vostru. Ah, crema societății rebele. Un pic cam răvășită se pare. Stăpâne, lasă-mă să-i arunc pe acești trădători fără valoare în abisul umbrelor. Abisul umbrelor este o pedeapsă elegantă. Chiar Raitor însuși a dovedit că evadarea este posibilă. De acord, nu vom avea treaba neterminată de data asta. Eliminați în zori. Eliminați în zori. Eliminați în zori. Trebuie să-i salvăm. Tu nu poți să te salvezi nici chiar pe tine. Mulțumită ție. Nu începe cu mine, regină mică. Da, 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 toată noaptea Phobos afară și noi aici. Și nu pare posibil să salvăm pe cineva dacă nu acționăm în armonie. Pășești pe urmele pentru mele, copile. Pentru că suntem în armonie. Mergeți, repede. Am încercat să ajung la Tarani, traversând dimensiunile, dar nu am reușit decât să le dau fetelor dureri de cap. Singura speranță a lui Caleb și Blanc este ca noi să tragem puterea noastră pentru a încărca cu energie câmpul lui Halinor. Trebuie să scoatem o singură notă. Voi încerca totul. Caleb este fiul meu. Nu-i voi permite lui Phobos să-i facă rău. Da, tu ești mama anului. Asta nu este armonie. Nu este armonie. Încetează! Următoarea mișcare este Phobos. Luba ne va contacta prin aure la primul semn al atacului său. Și până atunci? Așteptăm. Recunoscătoare pentru calmul dinaintea furtunii. Vrei să spui pentru tot cealaltă de dinaintea furtunii? Avem examene finale mâine. Studiez de săptămâni întregi. Pun pariu că acesta este motivul pentru care îți scârție capul. Uită-te la mine, n-am deschis nicio carte și mă simt bine. Da. Și când vor veni notele săptămâna viitoare? Fetelor, eu trăiesc în prezent. Ei bine, acum mă ating de cărți. Cu durere de cap sau nu? Simt că-mi explodează capul. Și sunt așa de obosită. Rădăcina pătrată este egală cu rădăcina fracției. Meridian. Tarani! Ui, trezește-te! Nu broaștele! Poftim, ha? Trebuie să zburăm către Meridian acum. Caleb și Blanc sunt în pericol. Nu știi. Poate sunt clar văzătoare. Ai încredere în mine, pur și simplu. Dar cu ceilalți care nu este situația? Timp. De altfel, nu toate sunt stresate de examene. Bună remarcă. Gardiane, uniți-vă! Quintesență! Caleb îngrozitor calm, deci Blanc fi groaznic și calm de asemenea. Blanc înfruntă eliminare cu demnitate și grație. Uite demnitate lui Blanc! Uite grație lui Blanc! Uite, încearcă să adormi! De ce să-ți bați capul? Poi mâine vei fi adormit pe vecie. Quintesență! Ai auzit? Frost Tracker la dreapta, Gargoyle Sandpit la stânga. Verificați toată închisoarea dacă trebuie, mișcați-vă. Astea-s doar frunze, Raitor. Am crezut că sunteți voi. Și așa au crezut și băieții mei. Așteaptă, așteaptă, ei sunt de partea noastră. Partea noastră? A cui parte? Partea lui Blanc? Sau de partea eliminării? Ce-i cu Frost și Tracker? Nu aș fi putut risca să mă apropii de ei. Tracker este răul pur, iar Frost e un mutră. Fără ofensă, amice. Grăbiți-vă, se întorc într-o secundă. Ta inteligentă este de partea lui Raitor? Oh, Blanc este prea confuz pentru a elimina. Stai în spate! Ce s-a întâmplat cu planul Abisul Umbrelor? Phobos și Cedric și-au amintit că știam o rută de evadare. Te suspectează? Nu, dar mi-am aruncat în aer acoperirea salvându-i pe aceștia. E bine că ai apărut. Deci ai apărut. Nu te uita la mine. Blanc știe că asta este șmecherie. Blanc știe pur și simplu a cui este șmecheria. Raitor, nu am găsit nimic. Mai bine îi faci o să arate bine. Thank you.
Îmi pare rău că Fobos ți-a furat dintele Tonga Blanc, dar asta te va lua la Candracar, unde mama ta va fi foarte emoționată să-l vadă pe Blanc al ei. Nu, Blanc nu merge nicăieri până când Blanc nu știe ce se întâmplă. Nu ai încredere în Blanc? Nu e asta. Dar dacă planul lui Fobos a fost doar pentru cine avea nevoie să știe... Atunci schimbarea lui Raitor a fost chiar și mai secretă. Înainte ca eu și Caleb să ne fi apropiat de Fobos, am trimis un mesager înainte. Un mesager invizibil. Merita Fobos într-adevăr loialitatea ta? Cine e acolo? Cine e acolo? Șșș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 ș
Atunci știu că pot avea încredere în tine. Sunt Aileen, una dintre gardiene. Vii să te bucuri, nu-i așa? Nu! Vin să te întreb de ce mai ești încă loial unui prinț care te-a aruncat în abisul umbrelor. Am jurat să-l servesc și îmi țin întotdeauna jurămintele. Chiar dacă el nu le ține pe ale lui? Le ține. 1. Ne ajut să luăm sigilul de la Nerissa. Și 2. Juri să returnezi puterea lui către Elion și Cadma. Nu să o folosești pentru tine. Nu, stăpâne! Puterea aceea este de drept a ta. Nu ar trebui să te tocmești pentru ea sau să te legi în jurăminte cu acești trădători. Este sub demnitatea ta. Jur pe puterea din Kandrakar să nu folosesc sigiliul Nerissei. Ești bine? Ei bine, cred că vom afla. Am aflat deja. Phobos a luat sigiliul și l-a reținut. Lucru bun că este previzibil. Am trimis-o pe Hailin înapoi la Raitor chiar la timp. Prințul nu-și va călca niciodată jurământul. Nu sunt sigură. Admirator loial, stăpânul vostru și-a bătut joc de gardiene, luând puterea pe care o merita din plin. Alăturați-vă lui, slujiți-l, aplecați-vă în fața lui Phobos. Vezi? Jurământul lui nu înseamnă nimic. Nu este demn de loialitatea ta. Ajută pe cei care sunt. El nu are onoare. Nu are deloc onoare. A pierdut serviciul meu. Rămân cu tine, gardiana. Așa jură Raitor. Raitor este un om de cuvânt. A fost agentul nostru dublu. Chiar l-a convins pe Phobos să facă exact ce am vrut noi. Cu respectul cuvenit. Stăpâne, de ce fleacuri ca zambala când poți cuceri Kandrakarul însuși? Zdrobește inima infinitului și fiecare lume va cădea. Blanca are nevoie de ajutor ca să reziste. Bun venit în lumea noastră. Și în lumea noastră avem examenele finale mâine dimineață. La revedere. Blanca este pur și simplu bucuros că mâine nu este dimineața lui finală. Stăpâne, te-am făcut să pierzi. Din cauza gardienelor. Au atacat fără nicio avertizare. Gardienele? Nu contează. Odată ce-am luat Kandrakarul, gardienele vor fi lipsite de putere, literalmente, târându-se la picioarele mele. Poate, dacă m-aș târâ, m-ar lăsa să trec restul săptămâna viitoare. Nu-i timp de studiu, fără somn, fără recapitulare dimineață, capul meu încă pulsează ca și cum ar fi plin de paraziți atmosferici. Nu mă pot concentra! S-ar putea chiar să iau 9? Haide, ai primit toate subiectele telegrafiate. Lasă cunoștințele să circule. Pur și simplu, renunță la învățat. Da, mulțumesc, domnișoara. Media 8 pe toată linia. Hei, eu nu știu nimic și n-aveți cum să copiați după mine. Dar asta va fi de folos pentru tine. Renunță la învățat! Renunță la învățat! Omule, a fost brutal! Voi avea nevoie de pauză totală iarna ca să-mi revin. Nerissa e zero pe lângă examenul la trigonometrie. Dar trigonometria n-a încercat niciodată să cucerească universul. Fetelor! Tarani, ce-ai făcut? Am renunțat la învățat și a funcționat! Am fost tas la examenele mele, știu acest lucru. Cred că și durerea ta de cap a trecut. Da, și știu ce a cauzat-o. Am renunțat, știi? Și aș putea să-i aud aceste voci. Ei încearcă să ajungă la mine într-un mod telepatic.
Acum, dacă s-ar opri să nu mai vorbească cu toți în același timp... Asta nu funcționează! Trebuie să vorbim o singură limbă! Mă ofer ca voluntară! Prea mult, Elion! Tu ești prietena ei! Noi ne vom pune în armonie cu tine! Voi încerca! Tarani, mă auzi? Tarani, sunt eu, Elion! Ah, Elion, te aud! Elion? Ce spune? Lasă-ne și pe noi să vorbim! Nu, prea multe voci! Stați-mă să mă concentrez! Ei sunt cu toți în interiorul inimii din Meridian. Elion, Cassidy, Halinor, Cadma, Yanlin, chiar și Nerissa și... Poftim? Adevărat? Poftim? Bunica este în stare bună? Mai bine decât în stare bună. Se simte excelent, într-adevăr excelent. Nu s-a mai transformat niciodată în malefică. Yanlin a fost singura care a rezistat corupției. Nerissa a trebuit să facă un alter mere care să se lupte cu noi. Dar chiar sunt bine amândouă. Am știut! Bunica nu ar fi putut niciodată să ne trădeze pe noi! Am știut acest lucru! Tarani, ascultă! Phobos este pe cale să atace Khandrakarul! Fetelor, e timpul! Este timpul! Combatanții în spate. Restul jucați un spectacol bun până când Phobos își face intrarea. Blanchimo, ai grijă de tine! Blanca ar avea grijă dacă Blanca ar putea respira! Aș prefera să nu ajung întemnițată. Da, dar nu toată lumea joacă teatru. Stăpâne, de ce să-ți murdărești mâinile? Lasă-i pe supușii tăi să lupte încât înălțimea ta să poată intra într-un Khandrakar cucerit în triumf. Nu ar prefera prințul să zdrobească gardienele sub propriul său călcâi? Prințul ar prefera să stea jos în spate și să se bucure. Dă-mi permisiunea să iau doar o bucată din puterea ta și-ți voi aduce personal victoria. Atunci o fracțiune din puterea mea veți avea. Care este problema? De ce nu vă atacă Phobos? Nu vrea să-și deranjeze coafura. Va trebui să pierdem o bătălie pentru a câștiga războiul. Asta s-ar putea să nu fie prea greu. Mama! Carne de paslim! Fata vestie nu-l vrea pe Blanc! Blanc a trecut de data neînvizare! Vă rog să ne ajute cineva! Regina dramei, prea de desene animat. Știi, țipând unul la celălalt, a fost de fapt mult mai distractiv. Fără discuție. Stăpâne, Khandrakarul este al tău. Îngenunchează în fața prințului tău. Y
El mi-a dat permisiunea pentru o bucată din puterea sa. Eu am ales 3 treimi, poate 4 pătrimi. Cu alte cuvinte, toată puterea. A fost un plan excelent, Gardiano. Păcălindu-l pe nebunul vanitos să-și calce promisiunea. Dar acum puterea este a mea. Iar eu nu am făcut așa o promisiune. Meridian este al meu. Candracarul este al meu. Universul va fi în curând în lațul meu. Următoarea